Salutare, dragilor, și bun găsit la o nouă prezentare de carte pe Book Nation. Numele meu este Diana Mândrilă și astăzi vă voi vorbi despre o carte deosebită, scrisă de un autor drag mie. Este vorba de Cerberus, a lui Marius Albert Neguț. Doamne, ce carte! Așa aș putea rezuma întregul roman. Doamne, ce carte! E un roman scris într-un ritm alert, cu un subiect actual, din nefericire. Cartea abordează traficul de carne vie. E un subiect foarte delicat. Aș recomanda cartea asta să fie citită atât de adulți cât de adolescenți, în egală măsură, pentru că e plină de învățăminte. Mi-am pus semnul să vă și citesc două fragmente din carte, două fragmente care ar trebui să fie baza fiecărei familii și a fiecărui părinte atunci când vine vorba despre educația copilului său. Mi-a plăcut foarte tare cartea. Inițial, când am auzit despre ce este vorba, necitind cartea, doar căutând în mediul online detalii despre ea, mi-a fugit gândul spre filmul Taken, dacă cumva cunoașteți filmul. Sunt foarte multe persoane în mediul online care compară această carte cu acel film, dar după lecturarea acestui roman pot să spun că nu seamănă sub nicio formă cu filmul respectiv. Nu. Putem compara cartea asta cu acel film în egală măsură în care poți compara toate cărțile romans între ele doar pentru că este vorba despre dragostea dintre un el și o ea. Deci, în aceeași măsură se poate compara și această carte cu acel film. Da, ideea este asemănătoare. Dar felul în care este redată, toată acțiunea din aceste pagini este cu mult mai intensă decât filmul respectiv. Deci vă recomand cartea, neapărat să o citiți. Bineînțeles, care iubește acest stil de carte. Povestea este despre Albert, un tată cu un cazier. El și-a pierdut soția într-un accident de mașină și în momentul acela de ură și de șoc l-a ucis pe responsabilul morții soției lui. Prin urmare a dobândit acest cazier. El rămâne cu o fetiță pe care o crește singur. Fetița împlinește 18 ani și din acel moment ea consideră că ar avea mult mai multe drepturi la libertate ca până în acel moment. Și asta o aruncă cumva în brațele unui tip nepotrivit, cu alte gânduri. Ca dacă apare oarecum și o firmitură de dragoste acolo, tipul își duce la bun sfârșit planul de a o vinde în Turcia. Ea ajunge în Turcia, este vândută unui club de acest fel. Și de acolo începe calvarul. E greu de citit cartea, este foarte greu de citit cartea. Fata trece prin niște clipe oribile, de neînchipuit. E tulburătoare. Acesta este cuvântul potrivit. Cartea este tulburătoare. De-a lungul cărții, Albert, personajul principal, învață anumite lucruri despre viață și despre Dumnezeu, el fiind certat cu Dumnezeu din cauza că soția lui nu mai este. Și îmi plac foarte mult sfaturile pe care le primește el de la un preot, de la un preot moldovean. Astfel că vă voi citi și eu, să vă faceți o idee. Îmi place deosebit de mult. Să dăm citire. Pe măsură ce își revenise fizic, se prăbușise psihic. Părintele Pafnutie, moldovean de dincolo de Prut,
îl îngrijise în continuare cu bunătate și răbdare, vorbindu-i necontenit despre cele cerești. Când nu era la căpătâiul lui, slujea la o bisericuță rusă cu hramul Sfântului Pantelimon, aflată în aceeași curte cu chilia în care l-a dăpostise. La început, sătul să tot audă despre un Dumnezeu în care nu mai credea, Albert protestase. Cum preotul impasibil își continuase dăscăleala, îi se destăinuise, nu ca o spovedanie, ci pentru a-l convinge de inexistența divinității sau, măcar, de injustiția pe care aceasta i-o făcuse. Inutil. E drept, Pafnutie îl ascultase atent, dar la sfârșit tot el concluzionase sec și ușor supărat. Nepătrunse sunt, fiule, căile Domnului Dumnezeului nostru, atotputernic, peste ființă și neființă. Vei primi și tu răspuns la întrebările tale, fii fără grijă. Dacă vrei părerea mea, hulind numele lui, nu faci decât să-ți bați joc de bunătatea pe care ți-a arătat-o. Cum crezi tu, fiul meu, că vorbește tatăl cu tine? Ce ai vrea, să-ți apară în față un moșneac sprijinit în toiag, iar tu să te zborșești la el? Ți-a dat omul lui să te salveze și te-a primit în casa lui să te odihnești. Decât să iei numele în batjocură, mai bine te-ai întrebat cu ce e greșit de a pogorât asupra ta o osândă atât de mare. Că mare e, nu zic nu. Ca o concluzie, toate aceste pagini au la bază consecința. Absolut tot ce faci, absolut tot ce gândești, absolut tot ce ți se întâmplă sunt consecințe a unor lucruri pe care le-ai făcut ulterior. Și asta ar trebui să învețe oricine. Asta este cel mai important în viață. Mai avem un pasaj, o să dau citire și acestuia. Acum ai priceput? Îl întrebă după aceea. Așa acționează Dumnezeu. Când eu te-am ajutat pe tine, m-am ajutat pe mine, fiule. Așa și tu, să faci bine fără gând de răsplată. Numai astfel ți se va întoarce, iar de faci rău, așteaptă-l negreșit înapoi. Mai târziu, în fața unei căni cu vin fiert, rar de sfăț pe care și-l acorda, părintele continuă. Nicăieri mai bine decât aici, dragul meu, înconjurat de atâtea seminții, nu pot pătrunde cu adevărat îndemnul Domnului, același în toate credințele la dragoste și bunătate. Când tu renunți la Dumnezeu și nu-i urmezi calea, te închini de fapt diavolului. Ori, ce ne spune nouă cartea Domnului? Poruncile sale, iubirea nu face rău aproape lui, iubirea deci este împlinirea legii. Care este datoria noastră, fiule? Datoria noastră este să ascultăm de legea lui Dumnezeu. Așa ne-a spus fiul. Și ce pățești cei ca tine care nu respectă poruncile tatălui? Răspunsul e scris negru pe alb. Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos care pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce mă urăsc pe mine până la al treilea și al patrulea neam și mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Te miri de halul în care a ajuns omenirea? Păi, câte suflete mai ascultă poruncile lui Dumnezeu? Tu câte din cele 10 ai călcat, Albert, cu știință ori fără? Mi-ai mărturisit că ai furat și ai ucis și în același timp ți-ai arătat nedumerirea asupra ceea ce ți s-a întâmplat. Oare nu-ți dai seama că ești pălit de palma lui Sfântă și vei tot fi până când te vei căi? Ce vină a avut Mara? Ce vină? Răbufni revoltat Albert. Cinstește pe tatăl și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l va da ție. A cincea poruncă. Să o fi respectat, ar mai fi ajuns aici? Dar întrebarea cea grea nu e asta, fiule, ci altele sunt. Mara a avut cunoștință de porunca asta? A pus vreodată mâna pe o Biblie? A vorbit cu vreun preot? Tu, îngerul ei păzitor, ai crescut-o creștinește? O întrebare la care ar trebui să cugetăm toți, absolut toți părinții. Ca o ultimă idee, cartea este plină de învățăminte. Cartea este plină de acțiune, o acțiune alertă. Te ține fără suflare, efectiv. Deci, merită citită de către iubitorii de thriller, de cărți polițiste, de cărți suspans. Este potrivită pentru oricare părinte și oricare adolescent. Și chiar îndemn să o citiți. Obișnuiesc să mai citesc recenzii atunci când urmez să lecturez o carte și am văzut pe Goodreads și câteva recenzii negative. Gusturile nu se discută, într-adevăr,
Dar eu personal nu am găsit cusur acestui roman. Cartea este scrisă cursiv, este sunt abordate ideile până la capăt, nu este lăsat absolut nimic în aer, totul este dezvoltat, totul este documentat și asta contează foarte mult. Asta caut eu la o carte. Felicitări, Marius! E o carte super bună.